Județul Mehedinții recrutează candidați în vederea participării la concursul organizat de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-octombrie 2021. Pentru forțele de intervenție au fost scoase la concurs 300 de locuri. Tinerii care își doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situațiilor de urgență au șansa de a se înscrie la concurs în perioada 2-14 septembrie, durata de școlarizare fiind de doar 10 luni. Începând de astăzi, ISU Mehedinți recrutează tineri în vederea participării la concursul de admitere organizat de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-octombrie. Pentru pompieri au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru maestri militari auto. Cele de înscriere tip se trimit exclusiv electronic la adresa de e-mail resurseumane@isumehedinți.ro până la data de 14 septembrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Concursul se va desfășura la sediul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești și constă în susținerea a două probe, evaluarea aptitudinilor fizice prin parcurgerea unui traseu practic aplicativ organizat în perioada 29 septembrie-5 octombrie anul curent, respectiv verificarea cunoștințelor ce va avea loc în data de 9 octombrie.